Astăzi, din cartea Judecător, ni s-a vorbit în mod special despre o seminție, seminția lui Dan. Samson a făcut parte din această seminție, Dumnezeu l-a trimis ca un izbăvitor, ca un judecător pentru această seminție. Dimineața vorbeam despre mica din Efraim și confuzia și iluzia pe care a trăit -o acest om, această familie confuzia celui levit din Betlemul lui Iuda și apoi a seminției lui Dan, care a trăit ceea ce eu numesc în această seară Marea de cădere. Seminția lui Dan, între toate semințiile lui Israel, a trăit cea mai mare de cădere. Și de ce eu o numesc mare? Nu pentru că a căzut de la o mare înălțime, nu mare pentru că a căzut la o mare adâncime, ci mare pentru că a avut niște consecințe dezastruoase. Eu aș vrea să o descriu în câteva cuvinte, cum s-a manifestat această mare decădere și consecințele ei și voi folosi trei pasaje biblice, de aceea și frații, dacă mă pot ajuta, judecători 18, versetele 30 și 31, descriu în primul rând marea disidență, o numim așa. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce au făcut acești oameni, ce a făcut această seminție atunci când au ajuns în locul acela în care, în casa aceea în care un levit făcea slujbă. Au făcut o casă lui Dumnezeu, avea un, un, preot dintre leviți, când au ajuns și scoadele astea acolo, S-au interesat, au spus, e o țară frumoasă, mai ceva decât America. Nimic nu lipsește din tot ce este pe pământ, se lăudau ei. Și probabil, Levitul acela se bătea cu pumnul în piept să spui, eu mă rog aici, eu sunt angajat pentru asta, eu de asta am venit, se vede de când sunt eu și cum sunt eu, uite cu amăgirea asta a trăit și mica, Domnul de acum îmi va face bine pentru că am un levit, eu sponsorizez pe cineva care face ceva deosebit pentru mine și îmi va merge extraordinar. Și a trăit cu amăgirea aceasta. Și atunci Daninții, seminția asta a spus, de ce să fie binecuvântat doar mica din Efraim, când noi putem să-i furăm binecuvântarea, noi putem să-i furăm preotul, îi furăm hainele, îi furăm terafimii aceia, îi furăm idolii, furăm totul și ducem binecuvântarea la noi acasă. Și așa au făcut. Și atât ce se întâmplă, judecători 18, 30 și 31. Au înălțat pentru ei chipul cioplit și Onatan, fiul lui Gerson, fiul lui Moise, el și fiii lui, au fost preoții seminției danicilor până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl a făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo. Vorbeam dimineața despre disidența acestui Mica. El a spus, de ce să mă duc eu la, la, la altar, la chivot? De ce să mă duc eu la cortul întâlnirii care se găsea în acea perioadă la silo? Nu pot eu să fac acasă asta, nu pot băieții mei să fie preoți, nu putem noi să ne descurcăm că avem bani, avem finanțe, suntem mari, suntem puternici, nu putem noi. Ba, au mai găsit și un levit și au spus, acum treaba e perfectă, avem tot ceea ce ne trebuie, nu mai are rost să mai batem drumul pe nu știu unde. Danicii au preluat exact același model și de aici încolo, până la robirea țării, Danicii niciodată nu și-au dat zecea la, la Templu. N-au mers niciodată să se împărtășească la Paște la Templu. Oamenii aceștia nu mai erau deloc uniți cu ceilalți. Ei erau pe contul lor. Marea disidență la noi acasă. Facem noi, ne descurcăm pe contul nostru. Și așa au trăit oamenii aceștia au înălțat pentru echipul cioplit. Până când? Până în ziua robirii. Nu uitați că robirea era tocmai pentru că evreii se închinau Dumnezeilor străini. Dar al doilea pas, întâi împărați, capitolul 18, avem și acolo trei versete, versetele 28, 29 și 30. Se dezbină împărăția. După moartea lui Solomon, Roboam, fiul lui, nu știe să administreze, nu știe să gestioneze situația, și vine un alt om, Ieroboam, care, în parte, efectiv, aduce o, o dezbinare deosebită. Zece seminții se duc cu Ieroboam și doar două seminții rămân cu Roboam. Și s-a întâmplat ceva, ca să. Ce-a zis Ieroboam în sinea lui? Împărăția s-ar putea oricând să se întoarcă la David. Pentru că vin paștele și toți evreii merg la Ierusalim și asta nu prinde bine. Zecioala trebuie dată la Ierusalim și asta nu prinde bine. Oamenii vor trebui să meargă la preoți acolo, să se mărturisească, să aducă jertfe și asta nu prinde bine. Și atunci hai să facem iarăși ceva pe contul nostru, hai să, să fim noi, noi cu noi. Și atât ce spune versetul 28, 29 și 30. După ce s-a sfătuit împăratul, a făcut doi viței de aur și a zis poporului, Destul v-ați uit la Ierusalim, Israele. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și faptul aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Și observăm cum seminția daniților au pornit pe contul lor, dar acum ajung să atragă alte nouă seminții, 10 seminții în total, se alipesc de ei, ducându-i în cea mai mare rătăcire a evreilor din toată istoria lor. Și pentru asta Dumnezeu îi pedepsește groaznic, îi duce în robie, acolo îi lecuiește definitiv de ceea ce înseamnă idolatrie, dar observați cum, cum niște oameni care se depărtează de Dumnezeu, niște oameni care adoptă, așa, un stil de închinare confuză, îi duc în rătăcire și pe alții. Marea rătăcire. Și acum aș vrea să citim din Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 4 în continuare, este ceea ce numesc eu Marea Pierzare. Vreau să citim versetele acestea pentru că Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră nu știți, pentru că n-ați stat să numărați, n-ați stat să citiți cu atenție și să analizați lucrurile. În Apocalipsa 7, Dumnezeu acolo a spus că va pune un semn pe frunte și 144.000 de oameni vor fi pecetuiți cu numele lui Isus, cu numele lui Dumnezeu. În Apocalipsa 14 ni se spune despre acești oameni, sunt verguri fără prihană, cântau o cântare pe care nu putea învăța nimeni, nu putea cânta nimeni, era ceva extraordinar. Și cei 144 de mii sunt câte 12 mii din fiecare seminție a lui Israel. Ei bine, citim Apocalipsa 7 de la versetul 4. Și am auzit numărul celor ce fusese de 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și citim acum. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți, din seminția lui Ruben, 12.000, din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000, din seminția lui Neftali, 12.000, din seminția lui Manase, 12.000, din seminția lui Simeon, 12.000, din seminția lui Levi, 12.000, din seminția lui Sahar, 12.000, din seminția lui Zabolon, 12.000, din seminția lui Iosif, 12.000, din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetuiți. Și credeți că apare în alt verset seminția lui Dan? seminția lui Dan lipsește. Dar acum se va întreba ceva, dar sunt 12 sau ce s-a întâmplat? Vă știți că Iosif a avut doi fii, Efraim și Manase. Și aici, în textul acesta, ni se spune că erau fiii lui Iosif, adică Efraim, o parte și Manase o altă parte. Atât de ce sunt 12 seminții, dar Acolo în cei 144 de mii de oameni pe cetulici care trăiesc cea mai extraordinară experiență, am spune noi, a veșniciei, din numărul lor lipsește seminția lui Dan. Iată de ce eu o numesc Marea Decădere. Și o numesc, de fapt, Marea Pierzare. Adică ce har au avut ei. Ce har au avut acești oameni dacă ne uităm apoi pe porțile cetății, dacă ne uităm apoi pe multe alte lucruri, atâtea, atâta hară au avut acești oameni. Și totuși, printre cei 144 de mii, ei se lipsească. Să n-aibă nici măcar unul. Nici măcar unul. De ce? Mergem noi pe contul nostru. Ne descurcăm noi. Îi mai tragem și pe alții după noi. Marea disidență, marea rătăcire, marea apostazie și marea pierzare. De aceea, în această seară, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce face Dumnezeu pentru noi, la modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Spuneam dimineață și vreau să repet, pentru că poate puțin înțeleg pasajul acela din judecător 17, cu omul acela mica și cu ceea ce s-a întâmplat cu levitul acela, Oamenii aceia făceau un lucru aparent bun. Dar lucrul acela aparent bun, de fapt, era făcut doar după părerile lor, nu era după Scriptură, nu era după legea lui Dumnezeu și e un lucru care deseori se întâmplă și cu noi. Știți că binele se interpătrunde cu răul. Nu știu câți dintre voi iubiți peștele, adică, de fapt, nu, vorba românilor mai bine, vă place peștele să mâncați. Mie îmi place, dar nu prea. Adică, în ce sens? Dacă peștele ar fi să-l să pot selecta ușor, să nu aibă spini, să ai filetul acela frumos, să-l dai deoparte, îl mănânci cu plăcere. Dar mi-amintesc în copilăria mea, erau acei crapi mici, plini de spini, și stai să culegi spinii și oricât îi curățai, tot se mai găsea câte unul în gât și te lăsai pe gubași. Cam așa văd eu principiul acesta al peștelui, cam așa este binele și răul. Niciodată n-ai să găsești răul să-l dai imediat deoparte și binele deoparte. Și totdeauna va fi ca spine aceea de pește pe care trebuie cu atenție și când ți-e lumea mai dragă, numai stai că te-ai înghițit, ți-ai te înghițit vreunul, stai că te-ai înnecat. Cam asta se întâmplă cu răul, de aceea noi trebuie să fim foarte atenți, de aceea noi vă încurajăm, citiți scripturile, nu vă luați după ce spun, nu spuneți că e preot, ăsta e levit, ăsta vine, ăsta știe. E împărat, dita mai împăratul, a dat el ordinul ăsta, s-a spus, păi dacă spune un astfel de om, nu, dar scrie pe internet, frate. Apropo de asta, eram, eram odată în Australia și o frații cereau acolo informații, frate, e adevărat că scrie pe internet. Așa au ajuns oamenii acum. Dacă spune Florăreasa de la Colț ceva, nu o crede că zice Florăreasa, dar dacă Florăreasa scrie pe internet, gata, e pe internet. Și cam așa oamenii se iau după alții. Noi de aceea vrem să vă ajutăm, de aceea vă spunem citiți scripturile, citim împreună scriptura, am terminat cartea judecător, am intrat acum în cartea Rut și vom continua citirea Bibliei. Pentru că și nouă ca predicator ne este mult mai ușor când știm că voi ați trecut prin pasajele acestea, când noi predicăm deja dacă ceva imediat să sizați, dacă ceva nu-i după Biblie, pentru că e foarte ușor să deviezi, e foarte ușor să se strecoare ceva acolo și stă o în gât. Trebuie să fii foarte atent, pentru că este așa de ușor să cazi. De aceea apostolul spunea, luați seama ca nimeni din voi să nu cadă. Suflet, ține-te curat, avem noi când cântare, căci poți cădea oricând. A căzut Samson, a căzut David, au căzut atâția oameni, a căzut seminția lui Dan, o seminție din semințiile lui Israel și iată cât de mult au căzut, s-au depărtat de Dumnezeu încât o mare, o mare pierzare acolo în veșnicie, n-au parte de acel har deosebit din partea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim foarte atenți ca tot ceea ce facem să facem după Scriptură, după legea lui Dumnezeu. Închinarea noastră să fie după Scriptură, viața noastră să fie după Scriptură, umblarea noastră să fie după Scriptură, comportamentul nostru să fie după Scriptură, pentru că Scriptura ne vorbește, însă e important noi să luăm seama Închei și printr-un alt exemplu care poate părea banal. Venea chivotul. Era un om uza. N-a păcătuit, nu l-a trăsnit Dumnezeu pentru că era curvar, pentru că era mincinos, pentru că a furat, nu. Omul acesta își făcea treaba lui de levi, de preot, cum trebuia, dintr-un punct de vedere. Însă s-a întâmplat ceva acolo, a întins mâna, spre chivot. Și Biblia ne spune foarte clar că acel chivot nu era purtat după lege, ci era purtat după principiile filistenilor. Lasă că îl punem noi într-un car nou de tot, să-l plimbe vacile și noi stăm și ne uităm. A, dacă se întâmplă ceva, punem și noi mâna. Ei bine, hai să vezi tu când pui tu mâna. Un lucru aparent bun face omul acesta. El vrea să salveze situația, el vrea să intervină, el vrea să ajute. Bun, dar dacă nu o faci după Biblie, dacă nu o faci după cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu respecti legea lui Dumnezeu, chiar și binele tău, atrage mânia lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea, așa cum am spus și altă dată, binele trebuie făcut bine, adică după Scriptorii după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Pentru că așa au fi spus probabil și Mica și Danici. Dar doar noi ne închinăm, frate, noi deschidem biserică, noi ne închinăm lui Dumnezeu. De ce să mergem noi până acolo? De ce să facem? Ai, lasă că ne descurcăm noi și singuri. Ei, vedeți cum lucrurile acestea încet, încet îi duc atât de departe. Și vedem o mare decădere. Pornind de la o mare disidență, o mare rătăcire, se ajunge la o mare pierzare. Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne ferească, amin. O seminție întreagă lipsește de la apelul veșniciei. Și în seara aceasta te întreb pe tine, ai vrea să lipsești și tu de la apelul veșniciei? Ai vrea să lipsești și tu din numărul celor care vor fi pe Te Depinde de tine, ține de tine. Ține de alegerea ta, ține de decizia ta, ține de comportamentul tău. Nu Dumnezeu a decis asta. Nu Dumnezeu a spus, Dan a vrut, seminția lui Dan a vrut, a împins în ușă, dar Dumnezeu a spus, nu, că așa am o chef, nu. Ci pentru că ei au ales așa. Ei s-au răzvrătit, ei s-au împotrivit, ei au fost idolatri în toată istoria lor. Și atunci Dumnezeu a spus, idolatri, închinătorii la idoli, nu vor intra acolo. De aceea închei cu cuvintele lui Ioan. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să mulțumim Lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, pentru harul binecuvântării sale, pentru fiecare dintre noi și să ne încredințăm mai departe în brațul Lui Dumnezeu pentru săptămâna aceasta. Amin.